O crimă a avut loc vineri după masa pe strada Dumbrava din municipiul Zalău. Din primele cercetări, se pare că o fică și-a omorât mama cu un satâr. Tatăl a fost cel care a făcut descoperirea și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Și-a găsit soția moartă în pat. De această dramă a avut parte un bărbat din municipiul Zalău de pe strada Dumbrava, bloc H16, numărul 2, în această dupămasă după ce s-a întors de la spital. Soțul șocat a anunțat evenimentul pe 112 și a relatat cele întâmplate. Fica a fost găsită liniștită de tată în camera ei. Conform unor surse, când a pătruns în casă, bărbatul a văzut oglinda spartă pe jos și a știut că ceva se întâmplase. Vecinii ne-au declarat că femeia, de 44 de ani, avea probleme psihice de 10 sau 15 ani. Ea a fost cadru medical și a lucrat ca și asistentă o perioadă. Părinții au internat-o și urmau un tratament, însă pe 10 martie ar fi adus-o acasă pentru a-i schimba buletinul și de atunci nu au mai dus-o la centru. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la poliție și procurorul pentru a efectua cercetări și a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Medicii de la ambulanță n-au mai putut face nimic pentru mamă decât să constate decesul. Conform unor surse neoficiale, se pare că fiica i-a tăiat mamei ambele mâini după ce a lovit-o în cap cu satârul. Thank you.